De exemplu că suntem aici și mai ales că suntem aici în gând și zdobă, dar în gând mai ales și inimă pentru a conmemora ieșirea din această viață unui coleg al nostru, unui prieten de 10 ani, profesorul Iuliu Buzatu. Știți cum se definește în fizică punctul proxim, punctul remot. Pentru mine, puteam să, acum nu făceam calcule, și că pe nici eu mi se dușea sabierul ăsta, să ne aducem aminte de câte luni nu ne-am văzut. Dar știam că la Iași, ca și la București, și aiurea în această țară, acolo unde ne vedeam, semnele amiciei și a conferirii noastre de presă este prezentă. Puține sau multe sunt cuvinte pe care aș putea să le zic și mi-e foarte greu să mă apropie de momentul când am auzit de pierderea aceasta de nelocuit pe care a suferit-o breasa noastră și noi, cei care am fost în preajma noastră. Avem poate o singură consolare. Au fost autorități mari sau consacrate în România asta noastră, care fie că nu le-a parvenit știrea, fie că au ignorat-o, fie că au considerat că cei care i-au fost aproape o vor sluși, o vor slăvi, fie că în fond ceea ce facem noi acum este o slavă, o mulțumire, o recunoștință pe care o aducem neobositului Gică, neobositului cercetător, care întrunea, zic că tot ce se numește uman cu pretențiile, câteodată chiar realizările unui transcendent pe care cu foarte multă parcimonie îl mărturisea, mi îl spunea. Aș vrut ca cuvintele mele de început, mă gândeam chiar să vă plictisesc pe patru pagini, dar mai important pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră, discuțiile. Totdeauna discuțiile sunt mai consistente, sunt mai de dorit și mai ales când este vorba ca fiecare să ne picurăm câte ceva din amintirile noastre față de o exagerare de ilustru nostru dispărit. Aș vrea să vă spun că acest omagiu pe care îl aducem acum profesorului Buzatu e împărtășit de sute și mii de oameni. S-a împlinit un an pe 20 mai. Și pentru mine, ca fost pușcăriaș, vă spun că cei care aveau vârsta, care aveau căderea, care credeau că pot să ne sufle nou câte ceva din amintirile marilor figuri, se venea ca în lumea aceea bezdelor să fie reînviați. Mi-aduc aminte că a fost un ciclu la Băcărești, susținut atât de istorici cât și de militari. De la acolo a fost un comandant al Armatei a IV-a, Constantin Claps. Acolo profesorul Linițescu, Ernest Bernea și alte șapte figuri proeminente. Și am vorbit, sau s-a vorbit mai corect, timp de două săptămâni de zile, în paralel,
Luca și de stâlpea asta a prietenilor. Deci stâlpile, în special, pe păuritorul în fond României Mare, Ionel Bucătian. Era pentru noi un regal și mi-aduc aminte în această clipă nu de întoarcere în dărât, nu de repunere a unor contacte temporale, de cât timpul este cel care ne macină și care de zăluntem de ceva în viață. Ci de faptul că oriunde, oricând, oamenii de spirit, oamenii care au în sine sau poate chiar au moștenit această datorie, trebuie să-și o exprime de slujire, de pomenire cei care sunt în fața altarului, de, eu știu, de reevaluare. Nu vă imaginați că profesorul Buzatu nu și-a vrea și dânsul sărbiciunile sale, chiar în materie de istorie. Îi făceam reproș. De ce nu te duci la generalul Mihail, cât trăia Mihail, să obții niște lucruri care sunt vii, preocupate de 29? De ce nu ai o discuție cu noi care am fost alături de majorul Dumitrescu, de Aldea? De ce nu stai de vorbă cu așa zis, cu baron? În fine, i-a să nu costa niciun care nu stau de vorbă, că a fost un mișel. Bun, nu avem dreptate. Dar, domnilor, vreau să vă spun că atunci când te uiți la un monument, pe cazul acestui om care va intra în serialul nostru, va intra și în Academie, din păcate, această restituție de valoare se va petrece cel puțin prin, sau poate cine știe, voi fi și o prezent. Întotdeauna trebuie să te uiți cum ne uităm noi, mai vârstnicii, la umbrele pe care le au aceste mari figuri atunci când sunt dătuite în marmură sau sunt turnate în bronz. Nici o grijă și nu vă curajez, nu vă consolez. Istoria își are, să zic, niște legi de fier. Cândva îl vom vedea pe prietenul nostru, pe camaradul nostru de slovă, de cronică, de cercetare, îl vom vedea sus, acolo, în... Salutare, spate, mă, să fie bine, dată, primesc, doare.